Polițiștii sălăjeni au identificat în această perioadă mai multe persoane care au comis infracțiuni de furt calificat pe teritoriul județului. Polițiștii postului de poliție Cizer au identificat miercuri 27 ianuarie suspectul într-un dosar penal rămas cu autor necunoscut. Acesta, o femeie de 46 de ani din Bihor, a pătruns pe timp de zi în data de 13 ianuarie într-o locuință de pe raza comunei, de unde a sustras suma de 1440 de lei. În aceeași zi, polițiștii postului de poliție Crasna au identificat suspectul unui furt de bicicletă comis în noaptea de 24 spre 25 decembrie din Șimleu, Silvaniei. Și polițiștii postului de poliție Gâlgău continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de furt calificat față de două persoane din Glod. Acestea au pătruns prin infracție în ziua de 20 ianuarie în jurul orei 13 într-o locuință din Bârsău Mare, de unde au sustras bunuri în valoare de aproximativ 700 de lei. Tot în cursul zilei de miercuri, polițiști din cadrul Poliției Municipale au prins imediat după comiterea faptei doi sălăjeni în vârstă de 47, respectiv 48 de ani, care au sustras de la o societate comercială din municipiul Zalău bunuri de aproximativ 700 de dolari. În toate cazurile, prejudiciul a fost recuperat în totalitate și urmează a fi restituit păgubiților. Oamenii legii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de furt calificat. Tot în această perioadă, polițiștii postului de poliție Măieriște s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că un bărbat din localitate a tăiat în perioada 3-10 ianuarie 9 arbori nemarcați, de esență gorun și carpen, din pădurea ce aparține Giurtele cu Șimleului. Prejudiciul cauzat de acesta se ridică la suma de 1738,70 de lei. În cauză, oamenii legii au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de tăiere ilegală de material lemnos, faptă prevăzută de legea 46/2008 privind codul silvic.